Fraților, cum ar zice un vlogger celebr autohton, România se dezvoltă. În România se construiesc poduri. Viitorul sună bine. Ieri Dacia a prezentat oficial prima mașină românească electrică de serie. A prezentat-o pe Dacia Spring, care va fi disponibilă la comenzi începând cu primăvara lui 2021. Am aflat mai multe specificații, mai multe informații, așa că în vlogul de astăzi o să-mi zic și o părere despre Dacia Spring, o părere de om normal, utilizator normal, în niciun caz un specialist. Voi comenta specificațiile, ne vom uita pe poze să vedem care e treaba cu dânsa și la final de vlog voi avea invitați doi specialiști din domeniul auto care ne vor spune părerea lor și vom comenta împreună noul fenomen electric, prima mașină românească electrică de serie. Zic să începem cu partea mai superficială, cu pozele, să vedem cum arată mașina și pe aia vorbim și de specificații. Din punctul meu de vedere, din față arată foarte bine, păstrează elementele Dacia și arată puțin mai agresiv, așa în senzație, nu știu de ce, dar îmi place cum arată din față. Din lateral începem și ne dăm seama că e ca un Sandero Stepway, așa, și îmi place că, cel puțin din poză, pare că are garda ridicată, ceea ce e super șmecher pentru oraș. Acum să vedem, știți și voi cum e cu bordurile, cu toate cele în oraș. Deci, mega thumbs up pentru asta. Deci, din lateral arată bine, din față arată mult mai bine, în punctul meu de vedere. Îmi place duma asta cu portocaliu ăsta, îmi place combinația asta dintre gri, negru-gri, așa, cu portocaliu, arată foarte bine. O chestie pe care am observat-o așa din a treia poză e cum se încarcă. Se încarcă prin față, la fel ca Renault Zoe, numai că nu are ușița care se deschide în lateral, ci are un soi de capotă de portbagaj, așa, se ridică în sus, da? E o capotă Inception, capotă în capotă, cum ar veni. Îmi place chestia asta, e foarte... Deci din experiența pe care am avut-o cu mașinile electrice prin țară, că am fost într-un tur electric prin țară, link în descriere dacă n-am văzut turul electric, am condus 8 mașini electrice în 8 zile, printre care și un Porsche Taycan. Așa, deci din experiența pe care am avut-o cu cele 8 mașini electrice prin țară, cel mai bine m-am înțeles cu cele care aveau priza pe botul mașinii. Era mult mai ușor, veneai frumos cu botul, te apropiai de stație și te încărcai, te legai acolo frumos la curând. Deci îmi place chestia asta. Da, deci din față lateral așa arată foarte bine, îmi place. Spatele nu mi se pare foarte sexy, însă e salvat de stopurile astea care mi se pare că arată foarte bine, în special datorită acestor săgeți, nu-mi dau seama. Parcă e așa din filmele cu Alien versus Predator, așa mă duce gândul la filmele aia, nu știu de ce. Deci la exterior mi se pare că arată bine, decent spre bine. Nu este cea mai frumoasă mașină, dar să nu uităm marele avantaj, prețul, care e între 15 și 20.000 de euro. Și cu ecotichetul ăla de la stat scade sever prețul. Deci cred că se umple țara de mașina asta, dar imediat vorbim și despre asta. Deci am vorbit de față, de lateral și de spate, hai să vorbim puțin de interior. Aici e clasic Dacia, nu este cea mai sexy, nu e cel mai sexy interior de pe planetă, este un interior util, e un interior de Dacia, ce să mai... Îmi place combinația asta că au adus elementele astea de albastru în ecuație, așa. Sunt curios ce pare o să aibă BMW despre chestia asta, pentru că BMW i, generația i, seria i de la BMW, are aceste elemente albastre. Albastru ăsta deschis așa. E un mic trolling aici, am senzația. Singura chestie, uite, mă uit la selectorul ăsta aici, la schimbătorul de viteză, dar nu e viteză, e automată. Selectorul ăsta, mă uit la el și... te duce gândul la Nissan Leaf și la toate cele, eu aș fi preferat să fie altfel, nu mă înțeleg cu ideea de rotiță, da? Acum mai facem și fițe la cât costă. Îmi place că are spațiu, ar fi fost bine să aibă o cotieră, nu cred că are cotieră, e un mare uf pentru mine, mașina fără cotieră e pustiu. Îmi place că are display-ul ăsta mare aici. Am înțeles că o să fie compatibilă cu CarPlay și cu Android Car sau cum se numește, foarte tare. Am condus recent un BMW X7 care nu avea CarPlay. Asta pentru că la BMW trebuie să plătești, mi se pare, pentru CarPlay. Dar mi se pare absurd, frate, oricum. Nu mă duc în zona asta, dar mă bucur că are CarPlay. Bravo, Dacia. Da, e un interior de Dacia. Aia nu poți să ai așteptări foarte mari de la el. Sper, și asta e cea mai mare speranța mea, scaunele să fie comode. Pentru că eu am fost atât să cumpăr Dacia Duster, dar din cauza scaunelor nu am cumpărat-o.
Și apropo de scaune, mi se pare că arată bine, repet, sper să fie comode, dar mă duce, nu pot să nu mă duc cu gândul la scaunele de Tesla, adică le copiază undeva așa puțin, finuți, ia faceți și voi o comparație de scaunele Dacia, scaune de Tesla. Sunt eu nebun că zic asta? Ok, astea au fost pozele, hai să vorbim puțin de specificații, ci că 225 de km autonomie mixtă, 295 de km autonomie în oraș, adică așa permite, ceea ce e extraordinar, să poți să mergi aproape 300 de km cu un plin. Ea are o baterie cu capacitate de 26.8 kWh, e o baterie micuță, deci dacă ea reușește din bateria asta să scoată kilometrii ăștia, înseamnă că are un consum foarte bun. Asta pentru că, din câte am înțeles, este foarte ușoară și mai are o chestie, are un motor micuț, adică dezvoltă 44 de cai putere și 125 Nm. Dimensiunile sunt următoarele: 3,73 de metri lungime, deci asta înseamnă că e cu 33 de cm mai scurt decât Sandero și cu 16 cm mai lung decât un Fiat 500. Apropo, eu iau informațiile astea din postarea de Facebook a lui Mircea Meșter, pe care o să-l și sunăm imediat să vorbim. Are un portbagaj de 300 de litri și actualul Sandero are 320 de litri, deci se apropie de portbagajul lui Sandero, ceea ce e extraordinar. 6 airbag-uri, frână automată de urgență. Și o chestie foarte interesantă este, va fi produsă în China. Pam, pam! Și apropo de câte chile are, are 950 de chile. Deci sub o tonă. Fiți atenți aici cât de tare e drumul asta. Deci de asta cred că o să aibă un consum foarte mic. Și asta explică kilometrii, autonomia pe care o are cu o baterie micuță, relativ micuță. Bun, și acum părerea mea despre jucăria asta și... Scuzați-mi entuziasmul, probabil că o să par foarte entuziasmat că zic chestia asta, dar eu cred că mașina asta va revoluționa industria auto și infrastructura electrică de încărcare a mașinilor electrice. De ce zic chestia asta? Pentru că se va vinde atât de mult, atât în România cât și în afara țării, că sigur targetul ei principal este Europa, dar eu cred că va face senzație și în România datorită prețului. Este un preț foarte mic, între 15 și 20.000 de euro, Status dă jumătate din banii ăștia. Am văzut că în presă scria că dacă e 17.000, Status dă 10.000. Nu, din câte știu eu, Status dă 10.000 de euro, aproape 10.000 de euro, dacă valoarea mașinii depășește 20.000, adică ei îți dau jumătate. Deci dacă mașina este 17.000 de euro, Status va da 8.500 de euro. Cred că pe acolo va fi schema. Deci tu vei scoate din buzunar 8.500 de euro să-ți iei mașinuța asta, cel mai probabil cheală. Ea probabil că va fi 20.000 full, cum zic băieții, full fără piele. Deci Status va da 10.000. Deci vă scoate la 10.000 de euro jucăria asta, care are o autonomie extraordinară, cel puțin așa pe hârtie cum vorbim acum, aproape 295 de km consum urban, și are și un interior generos. Și cum se traduce chestia asta? Păi, eu cred că în principal mașina asta va targeta firmele. Firmele de taxi, cei care fac Uber, cei care fac livrări rapide de produse mici, agenți de vânzări. Va fi, adică va fi cum era Matizul. Nu știu dacă mai țineți minte, explozia de Matiz pe drumurile publice, la nivel vizual. O vom vedea peste tot în București, eventual pe alb, cu oameni care se duc să-și facă treaba. Dar asta ce va implica? Păi, în primul și în primul rând, infrastructura de încărcare a mașinilor electrice va bubui. Adică va fi plin la stațiile de încărcare electrică, în special la alea gratis. Iar asta înseamnă că mulți vor intra în business-ul ăsta, să-și facă stații de încărcare electrică. Și în special benzinăriile, care cred că nu va fi benzinărie în București, care să nu aibă o stație de încărcare electrică. Deci, cumva, Dacia Spring va stimula creșterea infrastructurii de încărcare electrică. Eu așa o văd. De asta zic, scuzați-mi entuziasmul, ar vi se pare cam următoarea asta. Însă, în același timp, va însemna și dispariția rapidă a ecotichetelor oferite de stat. Adică statul nu va face față să ofere atât de multe ecotichete de-astea pe cât va fi cer. Și mai e o chestie interesantă, asta va fi prima Dacia made in China. Chiar scurs dacă va scrie undeva pe Dacia Spring made in China. E interesantă povestea din perspectiva războiului economic pe care Statele Unite îl duce acum cu China. Noi suntem aliați NATO, Statele Unite este șefa la NATO. Sunt foarte curios ce se va întâmpla în viitor dacă acest război va deveni din ce în ce mai mare și Statele Unite vor impune ca firmele din Europa să nu mai producă nimic în China sau ceva de genul. Chiar sunt curios unde se va ajunge, dacă se va ajunge acolo, sunt curios cum va pica Dacia în povestea asta. În fine, acum poate nu are nicio legătură și mă gândesc eu prea departe, dar e o chestie acolo, așa, e un semn de întrebare.
Acum hai să vedem ce zic specialiștii auto de povestea asta cu Dacia Spring și de ce am zis-o mai devreme. O să-i avem în vlogul de astăzi invitați pe Mircea Meșter de la automarket.ro. El a organizat Electric România. Încă o dată vă zic, link în descriere către clipurile pe care le-am făcut din Electric România. Și pe Bogdan Mirică. Bogdan este prezentator la La Volan pe Digi24 și se ocupă de mai multe publicații auto, printre care și Racing Wheels. Deci sunt doi băieți cu vechime în zona asta de jurnalism auto. Asta înseamnă că vom avea și niște păreri avizate, nu doar părerea unui utilizator normal. Mai întâi de toate începem cu colegul de la Electric România, cu Bogdan! Ce faci, mă, colegul? Am zis că ești în chiloți și poate nu vrei să mă vezi. Bă, dacă eram în chiloți, voiam să te văd, dacă... Dar ce... numai glume de-astea avem. Ia uite, mă, cu mașinuțe în spate, mă, nu există așa ceva. Pregătit așa un mic colțișor pentru noi și pentru discuția noastră, ca totul să decurgă conform planului. Minunat. Colegul, deci fii atent aici. Colegul. Ce părere ai dumneata despre Dacia Spring? În primul rând, vrei să vorbim așa sau așa? Așa e mult mai bine, mulțumesc. Colegul, fii atent. Deci Dacia Spring mi se pare că scrie istorie. Ok. Suntem martorii unui moment istoric. Okay. E ca atunci când s-a băgat pentru prima dată metrou în București, știi? Tot electric. Adică acum vreo câteva săptămâni. S-a legat București de provincie, de drumul Taberei. Să mă ierte Tabereni. Drumul Tabereni. Exact, drumul Tabereni. Da, deci mi se pare că e un moment istoric ăsta și mi se pare că e foarte important că îl trăim. După ce am văzut Loganul, cea mai ieftină mașină de serie, după ce am văzut Duster, cel mai ieftin SUV, acum vedem și cea mai ieftină electrică din Europa, zic ei. Acum vedem dacă există vreuna mai ieftină ca ea în China, nu știu, abadă. Și tu zici că se scrie istorie din perspectiva asta? Că e ieftină? Din perspectiva noastră a românilor se scrie istorie pentru că un brand care acum 20 de ani se chinuia să lanseze o mașină care abia avea aer condiționat și jante, aduți aminte de Supernova, și eram toți, am și scris pe Facebook, căscam gura și onomatopeele, de fapt căscam onomatopee ca oligofrenii văzând o Dacie cu aer condiționat. Așa și acum, căscăm curat și ar trebui să vedem cât de important e momentul ăsta pentru Dacia și pentru noi ca români. Gata, bă, da, vorbesc. Ai zis bine, e un moment istoric. Bă, dar e produsă în China. Asta e altă poveste. Într-adevăr, e produsă în China pentru că e mult mai ok să o produc acolo, e mult mai ieftin, mult mai cost efectiv. Ajunge mai repede în Europa, așa au zis ei astăzi într-o conferință de presă. Adică nu avem autostrăzi, adică a dat-o tot în noi, că n-avem... Ajunge mai repede. Ajunge mai repede pentru că îți dai seama, nu mai trebuie să mai creezi o infrastructură pentru o mașină electrică aici, în România sau în Franța, și o fac direct acolo și doar o pun pe vapor, o urcă. Am înțeles. Sau poate o fac pe vapor, cine Bă, dar uite, să zici că nu mă mire, că am viitor... În aer, în apele teritoriale chinezești și de-aia e făcută în China, știi? Excelent asta. Auzi, uite, eu am zis o chestie mai devreme în vlog, că, și asta am zis eu, că e un moment istoric, pentru că e posibil ca, ea fiind atât de accesibilă, să tragă după ea toată infrastructura, adică se vor cumpăra atât de multe încât industria românească, România, va fi nevoită să creeze atât de multe stații de încărcare electrică ca să acopere asta. Adică se vor băga mai mulți oameni în zona de business să creeze stații de încărcare electrică contra cost, adică se va dezvolta industria asta și toată infrastructura asta. Zici bine că s-ar putea ca mașina asta să tragă după ea toată industria infrastructurii de la noi din țară, pentru că e posibil, așa cum ai zis și tu, să vedem o explozie a cererii și automat ne trebuie prize ca să încărcăm mașina asta. Auzi, dacă crezi că va dispărea ecotichetul ăla, se va da ca pâinea caldă, nu vom mai putea să mai luăm așa ușor mașini electrice? Pentru că... Asta mă gândesc și eu, că a fost bine până acum, a fost roz, dar de acum înainte, fără ecotichetul ăla, nu știu ce se întâmple, sincer. Deci cumva vine cu plusul ăsta, atrage industria, și cu minusul că nu vom mai lua așa ușor, că se duce instant ăla, îți dai seama, ca pâinea caldă.
cât de alt de 10.000 de euro să dea și statul român pentru mașini electrice. Exact, știi? Exact. Da. Altă perspectivă, alte chestii pe care vrea să le zici vis-a-vis de această mașină? Băi, mi se pare foarte tare că, nu știu, românii noștri par mai pragmatici decât oricare alții, decât oricare alt constructor, pentru că, ok, asta e loganul mașinilor electrice și mașina asta, dacă e loganul mașinilor electrice, vine cu plusuri și cu minusuri. Adică, ok, nu e electrica pe care o așteptam cu toții, că ne doream măcar 100 de cai, măcar să... Bă, da, 44! Asta e ca paharele, mă! Sunt ca paharele, 44 de pahare! Acum, Exact! Cu siguranță ne-am fi dorit ceva mai mult, însă trebuie să ne gândim că Dacia a lăsat mașina asta în conformitate cu gama ei actuală, pentru că Dacia a fost întotdeauna un constructor pragmatic. N-a epatat, nu a lansat mașini care nu au fost cost efectiv. Prin urmare, mașina asta se ține pe linia aia și încearcă ce? Să aducă bani pentru companie, că până la urmă despre asta e vorba. Nu ne propunem să facem supercarul, nu ne propunem să facem cea mai bună electrică, vrem să o facem pe cea mai accesibilă și dacă e cea mai accesibilă, automat vine cu niște minusuri, că nu s-a inventat oricum mașina perfectă. Da. De-aia zic că e un moment istoric și că Dacia ține cumva trendul ăsta cu care ne-au obișnuit. Adică mașini pragmatice, da. Mie se pare ireal că noi românii suntem atât de pragmatici. Bine, la Dacia și foarte mulți francezi și atunci... Uite, voiam să-ți arăt o chestie, să te întreb dacă sunt eu nebun, știi? Ia zi. Hai așa o secundă, unde ești, mă? Că, așa, hai cu tata. Haide-mă o dată, așa, mă bate tehnologia. Hai cu tata. Ori ești pe telefonul la chinezesc și auzi. No, încă nu l-am deschis. Deci, zici și mie, nu ți se pare că scaunul ăsta seamănă cu ăla de la Tesla puțin? Asta că tot apăreau niște Tesla killer. Tiere celebre acum vreo două săptămâni. Tesla îngrijorată de apariția noi Dacia electrice sau Dacia o amenințare pentru Tesla. În fine. Băi, da, probabil au luat de acolo din simplitatea mașinii alea, că... Au luat ce era mai simplu de acolo, știi? Da. S-au inspirat de acolo. Mie îmi se pare oricum, ți-am zis, un mare pas înainte, cu toate minusurile pe care le are. Bă, ai aplicație, mă. Da, frate, la BMW i3 nu ai. Ce? La BMW i3 nu ai. Exact. Și ai Apple CarPlay și Android Auto. Exact, din nou, la BMW te costă. Exact. Dar n-am zis asta în clip. Ai aplicații cu care poți să-ți controlezi temperatura în mașină din casă. Dacă vrei să-ți încălzești mașina. La BMW i3 trebuie să programezi de dinainte, să faci programare din mașină, schedule. Dar mi se pare... Bine, e și avantajul faptului că mașina e lansată abia acum și are... S-a adaptat mult mai ușor la nevoile. Da, e mai ieftină tehnologia acum să... Da, corect. Corect. Și mi se mai pare o chestie foarte tare, faptul că au lansat două variante. Una pentru car sharing, bă, și pe aia pentru car sharing, chiar au făcut-o pentru car sharing. Adică poți să deschizi prin Bluetooth cu telefonul, are scaune cu tapiserie care imită pielea ca să fie curățate ușor, pe are senzor de parcare ca să nu o lovești ca bou, are și cameră de marșarier. Și e și albă, ca toate mașinile de car sharing. Nu știam, asta n-am văzut, n-am văzut informația asta. Ce tare! Au lansat chiar un exemplar branduit cu Ziti, așa se numește programul de car sharing din Franța, sub care va fi disponibilă mașina. Bestial. Sau... Deci, uite cât de bine au gândit-o pasta, că asta, despre asta... Fix românească, ia-ți-o pasta! Exact. Și mai e una tare, e și o versiune pentru, o variantă pentru transportul de marfă. Adică renunți la bancheta din spate, okay. Și ai un portbagaj de acolo până acolo. Portbagajul oricum e foarte mare, are vreo 300 de litri, abia dacă avem modele subcompacte care au portbagajul ăsta. Și renunți la bancheta spate și obții un volum de 800 de litri, ceea ce este foarte mult. Ca să ai o imagine, 800 de litri înseamnă cam cât portbagajul unui Volkswagen Touareg. What the fuck? Bine, mai rămâi cu două locuri, dar astea da.
Băi, super șmecher, super șmecher. Eu fix asta am zis și eu mai devreme, că mi se pare că e o mașină care se adresează car sharing, agenți de vânzări, curierat exact. Rapid, adică exact. O să se umple de ele. O să le vezi. Știi cum am zis mai devreme că asta, bă, sunt mândru de mine. Vedeți, am stat cu tine o săptămână în mașină și mi s-au deschis supatele. S-a prins ceva de tine, nu? Da? Am zis că o să aibă același impact pe care l-a avut Matizul când a apărut în România. De-l vedeai peste tot, Matiz alb, agenți de vânzări. Sau chiar Tico, că dacă mai ții minte, taxiurile erau Tico, frate. Exact. Era plin Buzău de Tico. Genial. Băi, mersi mult de tot că ai acceptat invitația să apari în acest vlog. Mulțumim pentru informații. Crăciun foarte fericit. Distinși vlog spectator, hai să vorbim și cu Mircea Meșter acum. Bam! Doamne și domnilor, Mircea Meșter! Deci domnul Mircea Meșter. Da! Ce părere aveți, domnule, despre Dacia Spring? Păi ce contează ce părere am, ce de specialitate? Am o legătură? Deci nu, băi, să știi că nu ești la umor. Să știi că nu ești la umor. Adică... Dar nu contează ce părere avem noi, contează ce părere are publicul. Că ei, publicul va cumpăra mașina. Păi publicul este invitat să scrie în comentarii la acest clip ce părere are despre el. Noi acum vorbim... Mie mi se pare că Dacia, pot să zic că face din Rahat Beach, până ciudat Rahat, dar nu-i Rahat. Știi, dacă ai idee. Ideea e că din foarte puțin, din extrem de puțin, din cum să zic, dintr-o găleată de lucruri pe care alții ar arunca-o, da? Dacia, Renault, de fapt. Renault ia lucrurile alea, produce o mașină, un model, un produs, whatever, bă, despre care vorbește tot globul. S-a zguduit aseară, deci când au prezentat oamenii ăștia mașina, bă, s-a zguduit internetul, deci, na, îți dai seama, fiind jurnalist auto, part-time acum, part-time sunt cu sportul, dar fiind jurnalist auto, îți dai seama că am legături în toată lumea, cu toți jurnaliștii în toată lumea, toată lumea a fost nebună, toți vorbeau despre același subiect, în contextul în care mașina asta, Renault Dacia Spring, a fost lansată deodată cu Renault Megane E-Vision, care este un showcar electric a cărui versiune serie va apărea în 2021 în toamnă, adică fix peste un an. Da? O nebunie și aia arată foarte bine, o grămadă de specificații interesante, o mașină electrică compactă cu care ei își propun să ajungă la cât mai multă lume, deci de volum și așa mai departe. O mașină care se luptă cu Tesla și cu ID3. Vorbeau de Dacia. Deci, frate, nu da. Vorbeau de Renault, în fine, da, bă, nimic, toată lumea despre această Dacia. Și exact asta am și scris pe Facebook acum niște minute. Băi, dacă îi spuneai cuiva acum niște ani, fratele meu, fii atent aici, scoate Dacia o mașină pe piață în 2020 cu 44 de cai. Înțeles? Stai așa, deci 44 de cai. Dacia 1100 a avut 43 de cai. A evoluat? Și băi, 44 de cai, frate, 125 parcă de Nm cuplu. Zice aia, nu se poate așa ceva, nu există. Dacă scoate-o, să fie un fail, un flop, n-are cum să... Bă, au înnebunit toți. Acum, sunt multe lucruri de vorbit, pentru că acum vorbim foarte serios despre subiectul ăsta. 44 de cai sună ciudat și da, sunt puțin. Mă, sună bine, știi de ce sună bine? Că suntem obișnuiți cu 44 de pahare. Am făcut gluma asta mai devreme cu Bogdan Mierică, cu el, da, și atunci exact. Mi-a picat pisa, 44 de pahare. Băi, frate, faza așa e super simplu de înțeles. Oamenii trebuie să înțeleagă, odată pentru totdeauna, că puterea pe care o are mașina ta nu este puterea pe care o folosești mereu de pe mașina ta. Adică tu dacă ai pe mașină, știu că sunt niște explicații în principiu puerile, dar trebuie să le spui. Că mașina ta are 100 de cai, tu folosești 100 de cai doar la 5.000 de turații sau ceva de genul ăsta pe benzină în mod normal. Nu ajungi decât foarte rar, eventual în depășiri, când îi dai și stai. Atât, în rest, în oraș îți garantez că nu folosești, în medie folosești undeva la 20-25% din putere. Atâta folosești, că n-ai nevoie de mai mult, ca să te târăști de la un semafor la altul și ca să te miști în 2 ore pe jumătate București, da? Doamne ajută, mulțumim, doamna primar, e bine? Așa, și ca să faci chestia asta, nu ai nevoie de mai mulți cai. Deci nu ai,
fucking nevoie. Nu ai marfă, ce să faci cu marfă, ei. Marfă, marfă, marfă rău de tot perspectiva. Plus că mașina asta are 950 de kg. Iar nu vorbește nimeni de asta. Exact. Am vorbit eu la începutul vlogului. Băi, oameni specialiștii se aleg singuri. În ciur, prin sită. Deci, 950 de kg. Asta înseamnă echivalentul raport putere-masă al unei mașini de 1500 de kg, adică o compactă normală, care are undeva la 71 pic de cai toate. Da. Deci asta are mai mult. Ce vrei mai mult? You know? Bine, nu știu în care-s banii, dar la banii ăștia... Măi, au zis că e între 15 și 20 de mii de euro, nu? Așa. Bă, undeva, da, până în 20 de mii. Ei au zis că va fi cea mai ieftină mașină de pe piață, cea mai electrică, de pe piața europeană. Da, da. Că în China... Da, acolo se face câte o mașină la fiecare colț de stradă, e un producător. Știi că se produce în China, ați vorbit despre asta? Am vorbit despre asta și chiar, uite, cu Bogdan am apucat să vorbesc asta. Crezi că din războiul ăsta economic, Statele Unite, China, dacă războiul va ajunge la un nivel mai nasol, se va ajunge cumva într-un punct în care aliații NATO nu vor mai putea lua de la, să mai producă nimic în China? Crezi că m-am dus eu departe cu teoria, cu nebunia, cu astea? Bă, m-ai sunat tu sau Quest de la CNN? Mariciule, ce faci? Nu știu, mă gândeam. Eu să știi că eu mă gândesc la multe lucruri. Știu că nu pare, dar mă gândesc. Război economic, SUA, aliații NATO. Da. Domnul Quest. Băi, e super complicat. Îți dai seama, suntem prea mici ca să știi implicațiile complete ale lucrurilor de genul ăsta. Există, bineînțeles, o dezvoltare, nu e un război economic, e o luptă, ca de obicei, ca așa se întâmplă de când lumea, de când s-a inventat bancnotele, vorba aia. Acum, la nivel european, se întâmplă multe în China, pentru că noi vorbim acum de mașini făcute în China, what the fuck, multe lucruri se fac în China. Mulți, să știi că există mărci europene care produc mașini în China și le vând în Europa fără probleme. Un exemplu este Volvo S90. Volvo S90 se produce în China. Bine, Volvo produce alte modele în Europa, dar S90-ul efectiv este produs în China și adus aici. Ok. Nu cred că deranjează pe nimeni, că mașina e la fel, te duci în China. Asta e cumva la pe platforma care ai făcut Polestar-ul 2? Băi, Polestar 2 e făcut pe o platformă oarecum separat, dar da, e un derivat de acolo. Okay, okay. Deci, da, lucrurile sunt destul de complicate și în principiu era normal să se întâmple asta cu producția în China, pentru că fiind bazat pe Renault KZE, cum îi zicem noi, care se produce acolo, da, și ăsta e făcut acolo. Da, practic, niște muncitori din China vor pune sigla Dacia pe această mașină. Bă, dar v-ați scrie pe ea că știi că ăștia au obsesia să pună made in China pe orice. Va fi și pe Dacia undeva acolo într-un colț made in China? E super complicat să știi, că toată lumea vorbește apropo de asta, unde e produsă mașina, dar nu există mașină în lumea asta, în momentul ăsta în care noi vorbim, care să fie, apropo, deci la mașini naționalismul e cea mai tâmpită chestie care poate să se întâmple. Nu există nicio mașină făcută 100% într-o țară. Pentru că implicit Renault, că îi spui Renault KZE, care e făcut în China, faptul că îi spune Renault îți dă de înțeles că de fapt e cumva conceput și construit la nivel teoretic în afara Chinei. Că îl face Renault, nu? Practic de la Paris pleacă mult. Deci este, toate mașinile pe care le vezi acum pe piață sunt niște mixuri mega, mega, mega încurcate și mega complicate de țări care lucrează să producă, de fapt, o mașină. Deci e bună de tot informația asta și perspectiva. Da, că nu există. Bun. Dacă e o mașină și o desparți în bucăți Lego, cred că sunt minim 10-20 de țări la cea mai simplă mașină de momentul ăsta care lucrează acolo. Și, ok, se produce efectiv, știi cum e, panourile sunt bătute în mașină de muncitorul chinez, dar asta nu contează, pentru că, în principiu, da, parte din industria Chinei ajută foarte mult la construcția mașinii, dar per total e o mașină globală. De asta mi se pare foarte interesant că Dacia a ajuns dintr-o marcă pe cale de dispariție la un moment dat, la începutul anilor 90, da? Până să preia Renault, a ajuns într-un moment în care o marcă, știu că sună din nou ciudat ca la Richard Quest la CNN, dar e o marcă globală, produce mașini pe 3 continente. Dacia asta noastră, frate. Produce în Africa, produce în Europa, produce în Asia. Știi? Tare, tare, tare. Și se vinde și în America de Sud.
Deci, dacă vorbim de piețe de spațiu, deja vorbim de chiar o marcă globală și mie mi se, cumva, uite, apropo, nu vorbeam de naționalism, bă, dar mie îmi place, mi sunt mândru cumva că se întâmplă lucrul ăsta. Și, apropo, tot așa de naționalism, bă, dacă nu era Renault aici, se întâmpla una soară, rău, știi? Deci să le mulțumim oamenilor și să o lăsăm pe asta cu aoleu, au venit francezii să ne ia nouă copii. Păi, cum a fost cu Aru? N-au venit. Cine? Mercedes trebuia să vină să intre la Aru, sau nu mai știu cine. Și au fost alungați de la hotel de acolo. Da, o poveste genială. Vine Tesla și să ia câmpul lung. Doamne ajută, să vină. Da. Să vină oricine, mă, nu contează. Ideea e că e foarte bine că se întâmplă, e bine că Dacia încearcă să facă lucruri pe care nu le poate face altcineva, ți-am spus, din găleata asta de metale. Doar Renault poate să producă mașinile astea sub marca Dacia să aibă succes. Niciun alt producător mare, că vorbim de Volkswagen Group, că vorbim de Toyota sau de oricare cei mai mari producători auto din lume, bă, n-au reușit să producă o marcă, hai să ne spune low cost, ei zic Access, știi, gama Access, așa-i spune. Dar, în fine, că nu-i low cost, că totuși un Duster costă 20.000, ok? Dar e mai ieftin decât toate modelele echivalentele pe piață. Deci să producă o marcă și modele care să aibă succes. Mai am două întrebări pentru tine, că tu ești Florin Piersic al industriei auto. Tu și Sherman. Două întrebări. Prima, crezi că apariția acestei mașini va atrage după ea infrastructura de încărcare electrică? Faptul că vor apărea atât de multe, cumva va fi rentabil să-ți construiești stații de încărcare electrică, să faci bani cu asta? Tu ai fost în turul ăsta cu noi acum o lună, când a fost o lună? O lună, cred, da. Acum o lună. Am fost în turul ăsta cu toții și am văzut că dacă tu ai o mașină electrică în momentul ăsta și vrei să faci un tur al țării cu o mașină electrică, n-ai nicio emoție. Pentru că noi am făcut asta cu 8. Ascultă, știi, noi am făcut asta cu 8 mașini. Fiecare cu autonomie diferită, adică aveai mini-ul ăla cu 150 de km autonomie, s-a descurcat. Exact, dar, și atenție, era umăr la umăr cu alte 7 mașini care aveau nevoie de alimentare. Exact. Deci, cumva, dacă tu ești doar cu una, nu ai problemă dacă găsești o stație aglomerată, te duci la alta. Nu e o problemă. De asta spun, în momentul ăsta, din punctul meu de vedere, oamenii, să știi că am observat o chestie, oamenii nu prea știu cât de dezvoltată infrastructura în momentul ăsta în România. Pentru că dacă este o plug share, sunt o grămadă de stații. Sunt de acord, dar ce întrebui eu? Crezi că va bubui, va fi și va crește, adică vom avea infrastructură? Pentru că adică, inevitabil, dacă se vor vinde multe astfel de mașini în țară, va trebui să... E vorba de nevoie, de cerere și ofertă până la urmă. Și cumva creșterea proporțională, am observat-o, în momentul în care crește numărul de mașini electrice, crește și numărul de stații. Dacia va fi un... Da. Se trag una pe alta în sus, n-ai cum. Și mai am o întrebare, crezi că Dacia va omorâ ecotichetul? Pentru că se va duce instant orice... Adică nu vei mai ajunge așa de ușor la ecotichet, pentru că vor fi mulți oameni care vor cumpăra. Da, 10.000 zici, nu? Da. Bine, în primul rând nu știu dacă va mai fi de 10.000 la an. Ok. Că, acum, statul român... Adică e frumos, e minunat. La nivel de mediu e frumos să dai 10.000 de euro. Dar statul român nu știu cât de mult își permite în momentul ăsta să facă treaba asta în continuare. Uh-huh. Probabil că va scădea... Cred că va scădea quantumul ecotichetului și se va menține asta cu, ok, probabil va fi, nu știu, 5.000, 6.000, habar n-am. Oricum el e proporțional, adică mașina e 20.000, status de 10, dacă mașina e 15, status de jumătate. E maxim jumătate, da, practic e 10.000 sau maxim jumătate din valoarea mașinii. Știi, ei cumva au calculat-o, au știut că vine Dacia cu... au simțit-o, e bine, a simțit și statul român ceva din timpul viața, dacă pe zăpezi, nu le-am. Când te de dat bani, statul simte. Bă, deci vine iarna, tot timpul doar spune surprindere la mașini, văd că să plice. Da, eu cred că va fi afectat, pentru că atunci când, în primul rând, și acum, că tichetul ăsta e legat de volum, adică e un buget maxim pe care îl la loc. Deci probabil va fi același buget, dar împărțit la mai multe mașini. Și se va duce instant. Am înțeles întrebarea. De fapt, va face mai multe ecotichete. Exact, mai multe ecotichete, dar mai mici. Cred că asta se va întâmpla. Dacă mă întreb pe mine, acum nu știu ce se întâmplă, că nu-s la guvern și nu-s nici în parlament și nu-i treaba mea să fac asta. Că vorba aia, noi nu știm să facem nici jurnaliști, știi, nu știu să facă nici, știu doar să vorbească despre lucruri. Corect. Bun, asta. Ok, da, asta e. Deci cred că va fi mai mic. Deci va afecta cumva valoarea, quantumul ecotichetului, da.
Domnul Mircea Meșter, mai aveți vreo adăugare, ceva de vreo jumătate de oră, să mai ziceți ceva? Ce vrei tu, despre ce vrei să vorbim? Nu, ziceam despre Dacia Spring, dacă mai ai vreo chestie așa care să clicuiască la tine, să mai vină. Să... Bă, nu, te aștept la un electric România. Cu siguranță voi veni. Ca să avem Dacia Spring. 100% sigur, dacă nu e electric România fără Dacia, nu? Fără Dacia Made in China. Da. Ajungem cumva, la duc. Partea bună e că e mică, nu cap multe în avion. Excelent. Domnul Mircea Meșter, mulțumesc pentru intervenție. Spor la treabă. Pupici, Crăciun fericit. Să ne trăiți. Doamne ajută.